Astăzi, în jurul orei 12 și 30 de minute, la ieșirea din Roman, a avut loc un accident rutier cauzat de nerespectarea distanței regulamentare. În evenimentul rutier au fost implicate un autoturism marca Volkswagen și o dubă Mercedes. În urma impactului, duba a ricoșat într-un stâlp de pe marginea străzii. Nervos, șoferul dubei, un cetățean ucrainean, a ieșit din mașină înarmat cu un ciocan și a început să lovească autoturismul celuilalt șofer. Cercetări efectuate la fața locului de către polițiștii rutieri din cadrul biroului rutier Roman, s-a stabilit faptul că, în timp ce un bărbat de 30 de ani din Roman conducea un autoturism pe strada Ștefan cel Mare, având direcția de deplasare Iași-Roman, nu ar fi păstrat distanța regulamentară în mers și a croșat autoturismul din fața sa. În urma impactului, primul autoturism ricoșând pe contrasens într-o autoutilitară care circula din sens invers, deci având direcția de mers Roman Iași. Totodată, în urma coliziunii, a rezultat rănirea a 3 pasageri din autoutilitară, iar conducătorul autoutilitarei, un bărbat de 32 de ani din Ucraina, a lovit conducătorul primului autoturism, respectiv cel care nu a păstrat distanța regulamentară în mers, și a distrus mașina acestuia variind-o la nivelul caroseriei, un ciocan. În cauză s-a deschis un dosar penal conducătorului auto ucrainean.